să vorbim și cu cei care sunt la putere, care au făcut grozăvia asta. Bogdan Matei, totuși, pur și simplu s-a mers în masă, n-a interesat. Ei au aplicat așa legea, o formulă, n-a contat despre ce e vorba, despre persoane cu dizabilități, despre oameni din condiții grele, n-a contat nimic. Da, în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, într-adevăr, cred că a fost o eroare atunci când vorbim despre o formulă de calcul unitară și aici ar fi trebuit să fie total diferit față de ceilalți pe principiul contributivității, având în vedere beneficiile pe care aceste persoane cu dizabilități le au atunci când hotărăsc să intre în câmpul muncii. Tocmai de aceea, la această oră, se vorbește de o nouă lege care nu va privi doar modalitatea prin care să te pensionezi, ci și mai multe facilități de la angajare până la modalitatea în care tu îți desfășori activitatea în câmpul muncii, având un astfel de handicap, indiferent care ar fi acesta. Revenind la ceea ce avem astăzi în actuala lege, sigur că o mică parte din beneficiile existente în legea anterioară se găsește și în noua lege, dar asta sub nicio formă nu scuză ceea ce s-a întâmplat la nivel de calcul pentru persoanele cu dizabilități, pentru că și acestea trebuie separate, cele care îndeplinesc stadiul de cotizare complet și cele care sunt într-un grad de handicap, aici este o altă discuție și alte facilități.